Culorile mării. Doamne, tu vezi, este război în Ucraina. Oamenii plâng, oamenii fug, în timp ce mestec sandvișul și beau Pepsi fără zahăr. Toți oamenii ăștia te-au rugat. Te tot rog și eu, într-una, nu e greu pentru tine. Ce Dumnezeu, de ce ne lași nouă pe Putin și atâtea boli cu nume complicate, cu tot felul de dureri și bombele astea de pe ecran? Doamne, înțelegi? Mor copii, plâng, stau în adăposturi, îi așteaptă pe ruși. Doamne, tu înțelegi? Te rog, cu toate gândurile mele, mai privești și marea, dar și pe mare sunt lansatoare de rachete. Apusul e cum îl știi, pe mare sunt păsări. Pe faleză mi-a făcut poze tantinuții. Ei, am stat tot prost, n-am o postură potrivită. Proprietarul sau administratorul a sărit din pat direct în poziție de drepți. Îmi cumpărase în zambile albe, Pepsi despre care ți-am zis. M-a salutat, m-a întrebat ce fac, m-a învățat să știi. Poate merge mâine la Pițico, poate îmi povestește de casa cu lei. Liniștește-te, glumesc, nici măcar nu-mi imaginez. Ia iurea, oricum, tanti Nuții mi-a zis unde merg ei în concediu. Am vorbit despre azi, mi-a spus o listă incompletă cu bolile. Le-am cam uitat, în afară de nodulul din plămân și de cel de lângă creier. Doamne, tu auzi? În Ucraina mor oameni. Auzi copiii cum plâng? Mă gândesc serios, îmi trimit copiii departe. Noi rămânem aici. Rușii sunt de-ai noștri. Ne cunoaștem bine. Eu, gogoșar din borcanele din beci, nu le dau.